atât de frumoasă emoția. E atât de frumoasă adrenalina pe care o simți când ești în direct. Și poate că îți pică lumina, îți pică internetul și îți bate inima. Nu pentru că ai emoții de interacțiune, ci pentru că partea tehnică te poate surprinde. Ne-a picat odată lumina într-o emisiune, Eddie, într-o emisiune în direct la Rise and Shine Juniors. Nici nu vrei să știi cum a fost, deci îmi bătea inima atât de tare, era pentru prima dată, dragi prieteni. Era într-un mod, eu care știu să-mi gestionez emoțiile, tremuram la propriu. Am tras aer în piept, exact cum le spun și colegii copiilor, am aplicat exact ceea ce spun și a fost extraordinar. Un minut a fost negru pe ecran. Dar asta e, se mai întâmplă, mai pică lumina. Dragi prieteni, vă spun doar atât, că următorul invitat, toți sunt absolut senzaționali, eu v-am spus, până acum v-ați convins și vă veți convinge până în ultima secundă de emisie. Următorul invitat îmi este foarte drag. De ce? Pentru că el e încă un copil, adică, nu știu, ceea ce face, face din postura unui adult educat, informat și plin de sens, dar într-un mod, o abordare atât de frumoasă, încât eu, care nu am niciun talent la ce urmează să spun la desen, m-aș apuca mâine de desen, pentru că de ce, dragi prieteni? Are acea abilitate să transmită povestea, exact ca ceilalți invitați anteriori, care în direcțiile, în domeniile de activitate, au știut cum să pună cap la cap elementele, astfel încât să transmită povestea. Pentru că dacă nu știm să transmitem copiilor povestea, este destul de nefericit că nu ajunge informația unde trebuie. Îmi este drag tocmai pentru că nu am talent la desen și pentru că este vorba despre un autor și un profesor de benzi desenate minunat. L-am descoperit cu mult drag făcând research, nu mi-aduc aminte pentru ce. Și am descoperit că el face acea educație pe care mi-aș fi dorit-o, mai bine spus, pe timpul meu. Să înveți printr-o poveste, la fel, literatura, să nu ți se mai pară un teanc de multe pagini de citit, dar să ți se pară că ești parte dintr-un film. Exact asta face el. Benzile desenate astea sunt. E ceva genial. Mie îmi place tocmai pentru că acum e un secret. Eu am început să învăț și eu să desenez odată cu fiul meu care nu știu să vă spun de unde are talent la desen, dar mă bucur, slavă Domnului, că are. Și l-a urmărit, dragi prieteni, deci William l-a urmărit pe următorul invitat și nu să vă vină să credeți ce pași a făcut. De ce? Pentru că a avut acea căldură în voce, acel ceva să îi facă pe copii să asculte, să fie răbdători, cuvânt extrem de important, că nu ți iese din prima, și perseverenți. Mai mult sau mai puțin, exact ce facem și noi. Răbdare, perseverență, încredere în sine. Cu o voce absolut minunată și cu o poveste absolut minunată alături de noi și aplauze trei oameni din platou, vine Mihai Ionuț Grășdeanu! Am zis să nu populăm, să intimidăm, nu? Bine ai venit la noi și îți mulțumesc foarte, foarte, foarte mult că ești alături de noi. Nu numai că îi mulțumim că ne ajută să înțelegem cum să învățăm prin desen, ci pentru că mai nou a avut amabilitatea să răspundă pozitiv propunerii mele de a crea împreună Junior International Magazine. Așa este. Un proiect, acum se face, la foc mic. Bine ai venit la noi. Am dat focul la ce trebuie, nu? La cât trebuie. O să vă arăt puțin așa. Doar coperta abracadabra. Este doar print. Dragă Mihai, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat, dar mai ales pentru cum comunici cu tânăra generație. Cum e să fii încă, nu știu, eu cred că eu te simt ca un copil mai mare, nu? Stau așa cu minte. Da, ești așa cu minte, și... ești pașnic. Da. Dar e important și ceea ce a transmis și prin felul tău de a fi, nu? E foarte important. Și copiii simt foarte repede acest lucru. Practic, ce fel de om ești, dacă poate nu ești ceea ce pare a fi, dar copiii imediat simt și e important să vadă în tine că deci, ceea ce faci... Deci, de unde e
cu... Te reprezintă. Lucrezi cu atât de mulți copii, predai, predă în școli, ești înconjurat de copii mereu, olimpiade, lucruri extraordinare. Hai să luăm pas cu pas. De unde ți iei zenul? Că asta e foarte important. Da. Cum reușești să fii mereu pașnic? Gândindu-mă pe tema subiectului nostru despre educație, mi-am adus aminte cum eram eu, copil, elev la școală. Și cum erai? Și mă gândeam, deci n-aș zice că eram cel mai deștept dintre toți, aveam cele mai mari note. Deci eram undeva la mijloc, aș spune. Și aveam anumite abilități, cum ar fi și sportul, și desenul, îmi plăcea mult să desenez. Dar, spre exemplu, ca ai spus, la literatura română, uneori nu prea citeam tot ce trebuia, sau la matematică, nu înțelegeam toate deci asta formulele. Te-a determinat să lansezi ce urmează să exact, spun. Pe parcurs mi-am dat seama că pot să-mi folosesc abilitățile, mai ales talentul la desen și forma, banda desenată, să-i ajut pe copii să înțeleagă mai ușor ceea ce li se predă la școală. Fie că e ora de istorie, sau de literatura română, sau chiar geografie, chimie, fizică, deci, iată, sunt multe posibilități cu ajutorul benzilor desenate. Este vorba de o scrisoare pierdută prin benzi desenate. Eu când am văzut acest exemplar pe care mi l-ai oferit cadou când te-am invitat prima dată în emisiunea Rise and Shine și mulțumim foarte mult, eu am fost extrem de încântată. Mi se părea că m-am dus puțin înapoi și, wow, înțeleg altfel acum. Este o altă viziune. Dragi prieteni, vă dați seama ce inteligent este să transmiți copiilor această abordare educațională, educativă a literaturii? Pentru că, de multe ori, scriitorii au un limbaj nu neapărat preferat de copii. Ăsta este și motivul pentru care cititul devine o povară. Însă, abordarea acestui literaturii în acest mod nu poate fi decât o comoară. În primul rând, eu am devenit pe parcurs autor, profesor de bandă desenată, dar baza reprezintă activitatea publicistică, faptul că sunt creator de benzi desenate. Și treptat, eu m-am orientat către banda desenată educativă. Deci un anumit gen de bandă desenată, cunoaștem foarte bine benzile desenate cu supereroi, în care există multă acțiune, poveștile sunt scrise de scenariști. Și m-am orientat treptat, că și eu am propriile mele personaje și supereroi, da, Ciutanul, eu unul dintre supereroi foarte cunoscut de copii. Da, știu. Dar am fost atras, de fapt, nu că m-am orientat, de partea educativă. De aceea am ales să transpun fie literatura română sau istoria României sub forma benzilor desenate. Ai observat-o ca pe un minus, nu? Practic. Este abordarea a fost lipsit și ai venit cu ceva absolut nou pe piață, practic. Exact ce am spus la început. Da. Din propria experiență, ceea ce am trăit și eu la școală, am simțit și am rămas cu o oarecare frustrare copilele, fiindcă nu înțelegeam anumite lucruri, fie dintr-o operă de literatura română, sau chiar din istorie. Nu rețineam anumiți ani, spre exemplu, da, cu o anumită bătălie și această informație pusă sub forma unei benzi desenate, practic în mâinile unui copil, o carte de benzi desenate istorică sau din literatura română, e o sursă de inspirație și înțelege mult mai ușor acea informație. Cum au răspuns? Nu, asta e o întrebare retorică, dar mă rog. Cum au răspuns copiii? Prima dată, ți-aduce aminte primul grup pe care l-ai avut, care a fost impactul? Nu știu, cum au perceput? Faptul că tematica este educativă. Da, exact. Eu sunt invitat, mai ales acum că predau bandă desenată la școală, mă întâlnesc cu foarte mulți copii și la nivel național. Multe școli am fost din toată țara. În primul rând, e importantă și impresia, părerea profesorilor, a învățătorilor, dacă sunt deschiși la o astfel de abordare, care e ceva inovator pentru educația din România. Și au fost plăcut surprinși profesorii, părinții la fel au considerat că e un material didactic foarte folositor pentru propriilor copii. Deci avem, până ajungem la copii,
totuși trebuie văzut și funcționalitatea și aspectul ei pedagogic. Iar copiii, bineînțeles, când au văzut, ce pot să spun, mai ales la liceu, că sunt opere abordate, cum ar fi Inima Otilei sau Scrisoare pierdută, copiii au luat la teză, au venit la mine, domnul Mihai, am luat 7-8 la teză, că am citit benzile de semnate cu operele. Deci, absolut minunat, pentru că îi provoc și vizual. E o chestie extraordinară. Este un element senzațional, pentru că e creat de tine de la zero, dar e un suport. Care funcționează, trebuie să funcționeze foarte bine cu textul original, când e vorba de adaptări. Deci textul nu trebuie alterat. Și ea trebuie să, banda desenată, trebuie să lucreze în paralel cu cartea originală, cu textul original, asta, în care să se poată face dezbateri, discuții la clasă. Cum a reprezentat scena desenatorul, autorul și cum este descrisă în cartea originală, în cartea cu text. Deci trebuie să lucreze împreună, asta e un aspect foarte important. Genial! Aș vrea să povestesc acum cu Mihai, dacă nu-i permiți. Hai să mă introduci puțin în activitățile tale la nivel național. Este peste tot, este extrem de implicat, este extrem de activ și mai are încă energie extra la final de zi. Mulțumim și pentru sprijinul pe care l-a curs nouă, întrucât a răspuns mereu pozitiv invitațiilor de oricare fel, nu a spus nu, și este un plus valoare pe care îl aducem împreună comunității și copiilor generației actuale. Povestește un pic că, de exemplu, am participat, am făcut un reportaj foarte drăguț cu Olimpiada, nu? Olimpiada de benzi desenate. Mi se pare fantastic, Olimpiada de benzi desenate. Adică să reușești să dai copiilor privilegiul să participe într-un astfel de eveniment. Hai să povestim un pic publicului ce înseamnă Olimpiada de benzi desenate. Că eu știam Olimpiada la matematică, da. La română, dar la benzi desenate. Cât de frumos e și cât de copilăresc, dar extrem de util este. E util prin temele care se abordează la Olimpiada de benzi desenate, până ajunge la Olimpiada de benzi desenate, care într-adevăr este orientată către copiii care într-adevăr sunt talentați la desen și au această înclinație către artă. Dar până acolo eu încurajez pe toți copiii, mai ales și cei mici de clasele primare, să deseneze, așa cum le spun eu la atelierele mele, nu există desen greșit, doar stiluri diferite. În sensul în care o poveste poate fi desenată cu oameni din bețe, sau când desenăm o pisică, putem să facem din forme geometrice, și întotdeauna trebuie să transmitem un mesaj. Olimpiada de benzi desenate este o competiție națională. Anul acesta a fost a doua ediție, care se adresează elevilor, începând de la clasa 1-a până la 12-a. Este inițiată sub egida Comitetului Olimpic și Sportiv Român, wow, dar și Comitetul Internațional, pentru că denumirea de olimpiadă nu poți spune pur și simplu la orice competiție, trebuie să ai un anumit nivel. De asta am și dorit să menționez, pentru că ești singurul care poate folosi acest... Da, pentru următoarele ediții, bineînțeles, comitetele sportive olimpice există în fiecare țară și fiecare țară își poate, și poate da naștere la astfel de olimpiadă de benzi desenate, că în România este în premieră. Nu mai există altă țară în care s-a desfășurat o astfel de olimpiadă. Și asta încercăm pe parcurs la anul, să invităm și alte țări să inițieze o astfel de olimpiadă. Spre exemplu, genial. La noi în România au participat aproape 2000 de elevi la olimpiadă înscriși. Și am avut zeci de premii, că a fost și în echipamente sportive de la Comitetul Olimpic și benzi desenate, bineînțeles. Câtă bucurie pentru un copil, că un simplu faptul că s-a implicat și un simplu desen îi poate aduce ghidat de cine trebuie. Și o diplomă cu un anumit prestigiu, da, pentru ei, devine practic Olimpiada de benzi desenate una din cele mai importante competiții, să spun, de artă din România. Nu ți se pare cumva că, uite, de exemplu, cum spuneam și anterior despre muzică, mereu mi s-a părut că desenului nu i s-a dat suficientă importanță în școala tradițională. Eu aveam 10 la desen.
nu știu să desenez un măr credibil. Deci dacă desenez un măr, o să râzi și nu vreau să râzi. Deci nu... Cred. Dacă îi pui niște ochi mărunți, niște picioare și niște mâini, o să vezi ce... Uite, o idee interesantă o să iasă. O să încerc în pauză când dă colegul publicitate, o să încerc să desenez un măr până pleacă Mihai din platou. Și o să vedem dacă... aici, să apare... Că aleargă mărul meu, iese din... Deja ne-am făcut. Adică nu s-a dat suficientă importanță acestei materii, desenul. Eu asta... Ai spus bine materie. Pentru că în prezent predau ca și oră în curriculum școlar, ora de benzi desenate. Excepțional, îți pare fantastic. Am dezvoltat această... Aș vrea să fiu copil, să mă bucur. Tot spun acest lucru, că aș vrea să mă întorc înapoi la școală, că am benzi desenate. Nu e fantastic, adică uite-te puțin ce frumos, Enigma Otiliei. Bine, aici a trecut un an, dar este, Enigma Otiliei este... Atemporală, poate fi învățată oricând. Este anul de primire. Uitați-vă puțin ce frumos, adică... Uitați-vă ce frumos, ce frumos structurat. Nu mai este pagina aceea doar de text în care poate că n-am imaginație, nu mi este hrănită. Dar asta este ce încerc să spun. Este ai spus cuvântul cheie, imaginație, da. Desenul. Hrana imaginației. Te ajută pe elev să vizualizeze sau să-și imagineze, să vizualizeze acea secvență, acel moment în care apar și personaje, sunt descrise, au un dialog, au anumite emoții, trăiri, dar prin desen această informație este sugerată foarte ușor și înțeleg ca elevul să se concentreze mai mult pe acțiune, pe mișcare și pe dialog. Astfel profesorul... Și absorbirea informației se face total altceva. Și devine o lectură plăcută, o lectură... Da. Dar cum am spus, trebuie să banda desenată, trebuie să lucreze împreună cu carte, să se facă comparații, discuții, dezbate cu... Dar devin naturale, nu mai devin o ceva forțat sau... Da, o greutate, pentru că eu mi-aduc aminte, Doamne, școală, până să descopăr eu tainele cititului, pentru că părinții mine băga, mama, îmi băga pe gând cartea că trebuia să citită, nu avea povestea. După aia am găsit povestea și am găsit pasiunea pentru citit. Dar ce mi-ar fi plăcut, adică e extraordinar și mă bucur că măcar William și Cathy, copiii mei, sunt direct și mulți copii. Dar a început să-și facă propriile povești, William. Da, William a început să creeze și este, a urmărit muzeul animat, la fel programul pe care tu l-ai dezvoltat, sunt 6 episoade, era cum așa? 11, 6 anul acesta, da. Dar și anul trecut am mai făcut. La fel, muzeul animat. Hai să spunem pe scurt despre ce este vorba. Este despre o documentare la muzeele din București. Se ia un obiect și se pornește într-o poveste. Adică mie mi s-a părut genial să vizitezi un muzeu, să alegi un obiect și de la acel obiect să-ți creezi propria poveste. Chiar și obiectele care sunt pe masă aici, dacă le personificăm, le putem transforma în personaje de bandă desenată și cartea, cana, telefonul, creioanele, chiar și hârtia și mai ales rujul. Pentru că în proiectul Muzeu Animat, când vizitez un muzeu, deci nu mai văd obiecte, văd personaje, văd unde sunt ochii, picioarele. Deci tot are mâini și picioare. Da. Dacă și încep să vorbească cu mine, nu e ok. Deci tu dai un vibe diferit. De asta îmi place mie, dragi prieteni. Absolut ador lista de invitați de astăzi, pentru că fiecare om are vibe extraordinar. Și fiecare invitat, fiind specializat pe ceva cu o vibrație bună, transmite ceea ce dorim noi să transmitem, să transmitem o educație diferită, modernă, plină de acel hai cu mine, de interacțiune, să nu fii doar spectator la ce ți se întâmplă, ci să fii parte din ce ți se întâmplă. Despre asta este vorba, nu? În proiectul Muzeul Animat, copiii pot interacționa, este o interactivitate a acestei platforme, muzeulanimat.ro. Copiii pot urmări tutoriale video de bandă desenată pe care le-am realizat, cum se poate crea o astfel de poveste. Deci cum prinde viață personajul de pe masă. Și copiii pot desena acasă și trimite la adresa Muzeului Animat desenul lor, povestea lor. Fantastic. De aici alt se hrănește creativitatea dintr-un
se naște o poveste, din povestea aia poate alți copii se hrănesc cu ea și nasc propria lor poveste. Și în același timp ei învăță, tot o școală este, tot școală este, da? Dar într-un mod foarte natural, aș zice. Copilăresc, pentru că le dorim cu toții să rămânem copii, nu? Chiar noi astăzi, Junior are 8 ani, e tânăr, nu? S-a dus la școală. Să ne gândim, să-l desenăm pe Jim, să vedem cum arată, poate exact, vin copiii exact. Cu o propunere. Da, Jim este Junior International Magazine, este doar o copie a copertei, nu o faceți griji, nu, încă se coace la foc mic, da? E, da. Mulțumim că ai acceptat să ne ajuți la primul număr, ești plin de idei, nu ne trebuie să... platforme să punem ideile lui Mihai în funcțiune, dar nu e problemă. Avem tot timpul. Dragi prieteni, educația este, pentru Mihai, capătă o altă dimensiune. Este o mică revoluție, o mică inovație. Este o mică inovație. Pentru mine, ceea ce faci tu este genial și super inovator. Și ăsta este motivul pentru care l-am invitat alături de noi și mulțumim ca și răspuns, că e foarte ocupat, și ca și răspuns pozitiv demersul lui de a dezvolta Junior International Magazine, dar și de a ghida copiii, că urmează și împreună să facem ateliere în afara țării, în diaspora. Pregătiți-vă copii, venim să organizăm și la Londra și la Milano ateliere de benzi desenate, ceva absolut superb. Și relaxant, creativ, minunat. Și multe alte lucruri le facem la foc mic, nu le spunem chiar pe toate. Da, nu? Vor descoperi în revista Junior International Magazine. Exact, J.I.M., Jim, o să avem un personaj, Jim. Țin-o tot așa și nu e ca o urare din asta banală, țin-o tot așa la modul să-ți dea Dumnezeu multă inspirație, pe lângă cea multă pe care o ai deja, întrucât transformi situația educației în România, poveste cu poveste, cadru cu cadru. Și este extrem de important. Noi dăm un mic exemplu, dar ce ai făcut tu e mult mai mult. O să facem un fel, îți promit că o să facem un șir de reportaje, pentru că trebuie să se știe, adică să valorificăm la maxim ceea ce avem aici. Să fac acum în direct și o invitație la școală, unde predau, la clasele mele, unde predau bandă desenată. Abia aștept să intervinăm pe copii, să povestim. Da? Facem un reportaj cu copiii noștri? Și cu copii. Că nu vreau să mă fac eu. Da, eu doar să mă bucur din spate. Din spate. Copiii, o să interveze copiii mei de la școală și de la toate clasele, de la 1-a până la 5-a, clasa 5-a inclusiv. Ah, ce frumos, ce și frumos! Să arătăm noi exact cum se desfășoară o astfel de oră de benzi desenate, că, v-am spus, nu există desen greșit, doar stiluri diferite. Deci, important să transmiți un mesaj. Cum a spus Mihai, trebuie să fac ochi, da? Mâini și picioare mărului meu, pe care nu știu să-l desenez, dar îl voi dacă desena. Dacă vrei, pui o eșarfă așa să-l personalizezi, da? Eu am nevoie să mă hrănesc, că eu nu prea am idei cu asta, cu desenul, nu văd, adică, deși sunt om de televiziune, nu știu, asta cu desenul, eu participă. Formele trebuie văzute, totul e din forme. Avem forme, avem alte forme. E mărte, pară, etică. Dragi prieteni, este o plăcere imensă, mereu mă întâlnesc cu tine, pentru că mă hrănești cu un zen de un anumit fel și îmi pasezi niște idei așa, cu o naturalețe. Poftim, ia uite, pune-i mâini și pune-i ochi. Eu nici nu m-aș fi gândit să pun mâini și ochi mărului. Dar uite, despre asta este vorba. Despre plusul unei educație pe care îl aduci. Îți mulțumim că faci ceea ce faci, în primul rând, că ești model pentru copilul meu, direct, și apoi pentru copiii de la Junior International. Și sperăm împreună, încet, încet, cu multă răbdare, nu? Asta e ideea. Da. Răbdare și atenție, cuvintele cheie și în desen, nu? Da. Să dezvoltăm multe lucruri superbe, atât în țară, cât și în afara țării, la atelierele noastre de comunicare. Dragi prieteni, nu mi-au la revedere, dar nu credeți că mi-au la revedere, nu eu nu. Mi-au la revedere de la invitatul nostru, mulțumesc încă o dată, și să auzim de bine, avem multe de discutat. Ne luăm încetişor. Aveam o vorbă așa, să nu uitați, benzile desenate vă înconjoară. Deci ne înconjoară peste tot benzile desenate. Acum să dăm viață mesei.
și paharului. Ai grijă ce dorești, că poate... Poate pleacă masa cu picioare. Te mă desena putem face cu o cariocă, nu, nu știu dacă avem voie. Stați, stați. Tu poți desena, să ne înțelegem. Eu pot doar strica deocamdată. Învăț, mă inspir și după aia poate că... Nu poate, sigur. Dacă îți dorești ceva, sigur vei reuși atâta timp cât te implici și... Intri în acțiune, nu? Cum era? Nu, și nu ne-am născut învățați, dar dacă vrem ceva, putem să dezvoltăm, ține doar de noi. Junior Internațional este școala de televiziune unde universul este mic pentru ideile noastre. Aici poți găsi de la informații despre cea mai mică insectă până la informații despre probleme globale. Creativitatea ne unește și împreună creăm lucruri mărețe. Suntem ca o familie mai mare și avem o viziune fantastică. Suntem aici pentru a ne dezvolta talentele. Crezi că talentul este suficient? Nu, trebuie să muncești pentru a-l perfecționa. La Junior Internațional învățăm prin joacă, cu dorința de a explora mai multe domenii. Exact! Și Mario, cum era fraza aceea în engleză? Fail to prepare. Prepare to fail. Ceea ce înseamnă eșuează în a te pregăti, pregătește-te să eșuezi. Performanța înseamnă dedicare și implicare. Și împreună suntem... Junior Internațional!